mi dor să mă merg la un ceai, Să fiu liceanul băi. mi dor să mă merg la un ceai, Bun găsit, stimați telespectatori, invitatul meu de la această oră, domnul uh, Iorghe Munteanu, om de afaceri din zona Șipote, zona Iașului. Bine ați venit, domnul director! Bună ziua, bine am găsit. Noi am mai vorbit la ceai, am vorbit despre vrute și nevrute, dar și despre un om de succes din mediul rural, din această zonă dintre Iași și Botoșani, ca să spunem. Da, sigur. Nu știu cât de succes sunt, care sau se consideră așa pe piață, dar totuși, cât de puțin sper că am făcut, fac, ca activitatea care o am eu, activitatea fiind mai mult cu produse lactate. Deci, pentru mine... Asta este interesant ca lapte, ca produsele alea din lapte, ce și fac eu, să vândă pe piață. Cam, eu am să slăbuți. spun telespectatorilor că ați început cu o mică fabricuță, ați accesat un proiect european la care ați spus bani cât mai mult decât ați negociat inițial, pentru că investiția depășește vreo 2 milioane de euro, dar ați devenit un producător recunoscut nu numai în zona Iașului, dar în toată Moldova și nu numai. Da, bine, asta e adevărat, că încet, încet te dezvolți dacă vrei. Și ai plăcerea să mergi în continuare cu ceea ce ai început. Eu, părerea mea, că, că mi-a plăcut să fac ce și am făcut și fac în continuare. Și așa am zis, am plecat de la, cum am mai zis de, de, multe ori, că am plecat de la 80 litri de lapte. 80 litri pe lucrați pe zi? Pe zi, da. Bun, și acum? Și am ajuns la 12-13 tone la zi. Prelucrarea, de prelucrarea la care da. înseamnă cașcaval, telemea, deci da, produse sunt de 16 produse, 16 sortimente de, de, de diverse tipuri diverse, de diverse, da, 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 de sortimente care le fac. Deci ar fi ni, cașcaval, dacă sunt sunt v 4-5 feluri, pe asta smântână acidofile, mai multe asta am văzut, uh, oferta dumneavoastră este foarte generoasă și uh, da. pe piață, prin toate magazinele din Moldova. Ați încercat să intrați și pe hipermarketuri. Vorbeam da. cu un producător de cireșe da. uh, de la Cotnari, domnia da. sa fiind președintele asociației de acolo și ei au reușit să să vândă bine, drept, două luni sau cât înseamnă cireșele. Da, la este foarte simplu. Ei au intrat pe piață, au producția lor care o au, au o siguranță că contractul care l-au făcut îl și respectă. La mine n-ar fi o problemă să nu fac, dar mai e greu e că uh, vara am lapte, eu, eu mai mult la persoană fizică. Vara există materia primă. Adică te că 12 ore sau câte Da, anume? și la ea nu poți prelucra 6 sau 4. Am înțeles și nu aveți același... Și Eu n-am continuitatea asupra contractului. Aceeași cantitate de produs. Uh, nu mai sunt o persoană mă rog, serios, ca să-i pot să-i duc și nu mai are încredere. Aici, aici se întâmplă fenomenul la mine care se rupe ceva. Ar trebui să vă asociați cu un alt producător. Asta ar fi, cel mai bine. Adică da. nu ne-ați producat șase toni, altcineva încă șase? Nu, sau... nu mai e că șase. Asta ar fi dacă când te asociezi să faci un grup, să, să dă, adică piața aia a, o Acum cei cu pomicultura să fiți Pătă, o asociație da, sigur, asta. A Am zis de multe ori, la mai mulți cu care mai suntem noi în aici, că suntem foarte puțini, de așa, iar am făcut un calcul, așa, cât se prelucrează. Noi, în Iași cu populația de județul Iași de 700 de milioane, cât sunt 700, de mii, 700 da. de mii. Deci se prelucrează în jur de 55-60 de tone de lapte pe zi. În tot județul. Tot județul dacă se lucrează în Bătoșan, județul Botoșani, cu o populație care o are, bine, se pe lucrează. E jumătate. Nu, no, acolo se lucrează peste 300 de tone. Cum? Lapte la zi. E asta, deci sunt. Seamnă sunt mai, sunt mai, mulți producători. Sunt mai mulți, sunt mai mulți și producători procesatori și fermieri și totul este. ceva asta, toate. Eu am făcut așa, chiar m-am interesat. Deci am văzut cât fabrica, cât procesează o fabrică, cât procesează o fabrică. Deci totuși e ceva care la noi e puțin, puțin. Din puținul ăsta care este, totuși eu că încă nu am piața desfacerea așa cum trebuie să o aibă. Fiindcă se bagă, vine mult toate marketingurile astea sau chiar și magazine mai aproape, locale, așa, acceptă să iei, din, vine de la Satul Mare, vine din uh, Cluj, uh, Arghita, sau de unde, toate, asta e libertatea peții, da, într-adevăr, da. Dar nu se compară că eu la livrez la o zi sau la două, la, chiar la 24 de ori, zis, dar e pras pe tot, ăla până vine de la 500-600 de km, 300 de tare, tot. Durează, ești, toate sunt mai scumpe, degeaba ar să încerci, la mine prețul e cu totul altfel. E um. local, aici, spate, umblă la toate. De asta aș ruga ca, mă rog, ca ascultător, dacă există pe postul dumneavoastră sau neascultător. De la Iași până spune? la Galați? Da, de la Iași la Galați, la Petra Neamț, la Suceava, zis. La Iași spate se produsele de la Transizier, Lăptăria se numește Lăptăria de la Șipătii. Produsele sunt foarte bune. Cât de calitate. Eu nu pot să zic, smântână care se vinde, vând foarte bine, nu că bine, foarte Dumne bine. inclusiv da. la restaurante, cred. Nu, nu, chiar la, nu A, numai de la, de la de restaurante, dar de da, se vinde la... Întrebarea mea este, de ce, și spun asta gândindu-mă la patriotismul nemților sau austriecilor, de ce marketingurile din Iași, să spunem, sau din județul Iași, nu au un în obiectiv, promovarea producătorilor din zonă. Ar fi foarte important, așa, ar fi foarte bine, da? Ce se, nu, nu, probabil nici nu, 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 trebuie nu, ne impuie, da? făcut un contract așa de o prioritate. Băi nu, puțin ca un o prioritate. investitor local care poate promova și produsele fabricate în Iași. Și cumpărătorul ar avea de câștigat. Deci automat e mai ieftină și e și mai proaspăt. Rămân bani acasă, domnul director. Sigur, exact păi cum păi se povestește peste tot. Da. Să vină banii aici și să se miște și să dezvoltăm zona. Păi eu un caut. În Constanța îmi caut uh, cumpărător în București. În uh, unde mă găsesc. Deci bă, automat banii am dus de aici. Dacă nu ar fi, ar fi să ar mișca tot aici, local. Și el ar zice, da. Se mișcă greu acest... Se uh, mișcă, da, da. În mă rog, primul a... rând, cel puțin și reprezintă partea de procesarea a aici. N-am avut și nu suntem așa încă bine ca să ne asociem, să facem că de puțin, suntem în Iași și chiar și Botoșani, să fim așa, să ne asociem. Păi să aproape de Botoșani, că plugar și apoi Botoșani. Păi după aici, și pate. la hotar, de la bine mai aproape Botoșani decât Iași. Așa e. Sunt uh, 20, 28, 40, 50 de km până. Până, la, Și până la, Iași, 60 de la Șipote. Am înțeles. Păi da. da. puteți înfrăți cele două comunități dar nu rurale. Sunt, da, -am, e mai greu de dus. Că acolo e saturată piața. E, dacă au mai mult, păi ați fost în piață la Botoșan, piața face de acolo de lecții la toată zona. Deci are o piață modernă, piață foarte bine pusă la punct. Toți producătorii vând în piață, au chioșcuri acolo, Tot producători de carne, de lapte, de toate, de, mă rog, de pasăre, tot au. Au fiecare. Eu n-am reușit să am în am un piață, la tătăraș dacă am un magazin da, închiriat, tot de, de acolo, de la o piață particulară, cum ar fi la piața chirilă. În piață nu. Deci aveți a... în piața chirilă? Aveți în Tăteras? Nu, nu, în piața chirilă, Tăteras, acolo. Atât, atât. Se cheamă Așa, chirilu, da. bine, unii mai am la Selul, la uh, melcret. Bine, acolo e un depozit angros. Depozit se care se angros, Unde era sirajul? Da, da, da unde era sirajul? Vedea, plus Nicolina. Veșiga. Și acum mai am încă. am mai fac un centru de desfacere la uh, Phoenix, în Buciu. Am înțeles, la uh, centru comercial de acolo. Da, centru comercial. Că am încercat la Ian Gros, dar... Nu no, am gros, da. găsit acolo. Loc. E gros. s-au ocupat locurile. Da, s-au ocupat locurile. Ei, mai pentru mine asta cred că se va găsi, n-ați insistat. Probabil. Nu, bine, poate. Când nu vinde, când nu merge bine, nu mai insisti, insi da? Deocamdată am s au blocat, este ca Eu stintes. cred că e un blocaj general, nu e o problemă uh, a producătorului de uh, cașcaval. Uh, nu pentru că nu se consumă, dar nu știu, mișcarea asta, marfă, bani, nu. este tot mai greoaie. Nu, noi, nu știu care, dar toți procesatorii ăștia, cel puțin laptele, așa avem, trei luni pe an suntem, dacă îmi vindem 50-60% din, produc din producția care o facem. special din... vara, nu? Vara. Apare cașul de oai. Am înțeles. Salate, cașul... verdețuri... Da, bine, dacă nu... Bine, salata, oricum, omul, o mănâncă oricând, dar cașul cu... de oaie, care îl oh. variază ca preț, că n-ai cum, asta e fișa de prețul lui și asta o faci. După aia vine fiecare cu o sticlă de lapte în piață, cu vaca dă mai mult, cu brânz de vaci, cu astea, Anțe. toate astea. Ei, și... dar în piață acum e o problemă, pentru că cei care fac comercializare directă, au obligația aceea impusă de Comunitatea Europeană de analiză, care costă vreo milion și ceva. Și dar care... de, e impusă de Comunitatea Europeană. Nu și de a noastră locală. Așa, noi funcționăm, așa. Păi eu am văzut că se funcționează. Am deci, astea e... la mine, dacă s o etichetă, automat sunt responsabil de problema. Dar acolo, fără etichetă, fără casă de marcat, fără, nu, nu știu, nici cântar cu. Astrologia. Cumpărătorul alege la un moment dat a văzut pe la București, prin nu știu ce piață, faptul că nu erau ținute carnea și alte produse la uh, temperatura da. obligatorie, care era, nu știu cât, da, 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 la 4 grade. La da, grade. nu e o glumă cum e cald, să afară da, 30 da, de pe grade, piață este vorbim despre da, sănătatea... Păi asta, dar pe piață există, uh, dacă mergeți în piață, o luăm o piață bă, da, e obligat oricare. cel de acolo, uh, specialistul, medicul veterinar al pieței, ah, da, și... Uh, nu, protecția consumatorului, toți da, îi, da, sau... Eu nu zic că e bine că se vinde, că așa e normal, piața să fie saturată, să aibă toată lumea, dar să vădă toată lumea în codice, că atunci, dacă ăla nu vinde bine, eu și eu mă, mă, duc și eu în latura lui, spun, domne, dacă cum vin tu poți să văd și eu, știți? Nu cred că vă permiteți, din două motive. Ei, nu, că o firmă serioasă. La mine e altă treabă. Ați realizat un proiect european care a ajuns, inclusiv în ce privește ambalajul, la un standard european și cred că nu vreți să mai... Păi bine, nu, la noi nu se poate, cel puțin la mine. Eu respect calitatea calitatea produsului. Dacă n-am calitate, automat mi s-au pierdut, s-au dus toate S-a văzut creșterea. Creșterea și în vânzări și în dezvoltarea firmei dumneavoastră s-a datorat seriozității, calității produsului și uh, felului de a fi un raport serios între, sau corect între calitate, preț, nu. care să ajungă buzunarul Bine, lui de multe ori, chiar calitatea care o am eu, uh, nu, prețul este mult mai mic calitatea produsului care l-am dar n-am ce face, asta este piața, asta trebuie să Bun. facem. Până la urmă trebuie de... să satisfaci și cumpărătorul, în... oferindu-i uh, un bonus, să spunem, și de calitate da, și da, de da. Uh, preț, pentru că așa rămâi în casa lui, cumpără și mâine și pe păi mâine. Asta, asta trebuie să-l căutăm, să-l aducem la aproape de noi, dar numai, numai cali... ținând calitate. Dacă ai ținut calitatea unui produs, atunci nu ai și pierde. Eu așa văd calitatea. Am avut și eu, pot să zic, la început, nu, dar oricum. De 14 ani de când sunt cu procesul cu... Cu, această, cu, cu acest da. business da, da, ați simt. evoluat, ați Am avut și pierdere, am avut și bufuri, am avut și ca nu? Dar dacă nu dai înapoi și încerci să-ți repar greșeala și tot asta, ți-l pui la punct și merge până la urmă. Cine, cine e, cine e șeful firmei dumneavoastră, doamna, tânărul domn. <laughs> toți ești, suntem ești bine. Un de familie. Păi eu bine, fiind asociat unic, sunt eu ala care semnez toate actele, Da. Dar ca să luăm toată lumea, dacă luăm așa familiar, toți au muncit, toți au și... Un cot, cot. eu, eu admir familia dumneavoastră, Sigur. pentru că toți muncesc, sunt trag la aceeași păi căruță, da. în aceeași direcție. Păi, și să, nu e puțin să lucru. luăm eu, dar n-am făcut să muncesc numai eu. Și băie, ce să faci? Tată, familia trebuie să muncească, au un loc de muncă. Păi, fiica mea are. E te știu, da? Da, da, dar are acuși, deci, de când lucrează, are, are 4, are 19 ani de servicii. Deci, când lucrează la film, deci, de că când nu la. la, 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 8, liceu, 18, da, la 18. da, da, da. Și băiatul, la fel, deci, toate asta. Au vechime, au tot, au bunic? experiența muncii. Sunteți bunic cumva? Bunic, bunic sunt. Cumva. Eu așa știu că ați dat de băut. Noi, prietenii noștri știu de ce, că noi ne <laughs> mai da. întâlnim și bunicul dă de băut, ne mai bunic. întâlnim și când avem tinecal, da, ca, da, bine, calda, așa e firește. ne să ne mai întâlnim. Fiii fii satului fii fii eu, unde vreau să spun, am niște prieteni fiii satului pe la Grăcina, da. dar am creat și fiii satului la, și poate până la Iași, da. <laughs> până, până la e... Bucium referitor Dacă la nepoți. De hanganul, da, la nepoți stau bine cu nepoți. Mi-am făcut uh, echipa, Ei, da, trei băieți și o fată. Și muncesc deja vreo unul ajuns păi, acolo? Am unul, da, unul, are 16 ani. Păi acela e bun de... păi, da, e acolo, da, se da, Ei, vine, este la etichetat, stă acolo. Mai pun la ce? la laborator, că el face la uh, industria alimentară. Am înțeles. Alimentară, ah, a, pun. e liceu de specialitate. Da, 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 da. Mm -hmm. Pe păi asta că... Eu cum se zice, de acum mă uzez, devin mai ni stabil așa. Vine tineretul din spate și cu alte gândiri, cu alte forțe. Cu, nu? Eu așa zic că e bine. Rezistați. sunt vă, loc. Mă do mă doresc să registrați până când nepoții ajung toți și eu așa, acționari. Eu Și eu zic, așa, m am făcut eu un contract între mine și natură și mea, zis 20 de de ani, da, încă 20 de ani să am putere să muncesc. Păi După depinde, de la... depinde cum aveți grijă de dumneavoastră. De pe azi cu azi, un azi, specialist, cu un domn că, medic. De care de de la zis, 80 de ani mă consider un pensionar. Și dacă vă comportați cât mai, mai primiți un bonus de la cel de sus de, de 10 aia. ani. Și dacă da, că vârsta medie ar trebui să fie 120 de ani. Acum. Dar noi în România. La, na, nu, nu, nu <laughs> cred că pe lume nu știu. La <laughs> vârsta no. asta, 100... dar 80, 80, 90 am da, la, întâlnit cazul tot nu, și Da, tot la 86... Păi sunt Da, da, e, nu zic potrivită. eu. Eu așa că mă gândesc, poate ajung și eu să zi, da. Nu, tot, nu e vina. Tot câte zile are om, atât trăiește. ce, dă, ce dă cel nu, de cel de ce Credeți că dincolo de business aveți grijă de dumneavoastră? Reușiți? Mai găsiți timp? Simp, eu știu simp. un munteanu care de dimineață până seara fie conduce da, da. mașina, fie nu, achiziționează da. laptele, fie desface Ii, produsele. Eu da, fac de toate, le-am făcut și le mai fac dacă e cazul, când îmi lipsește, nu am, baie, mă duc după aia, nu e, asta este. Și e bine să le faci ca să le cunoști și să vezi și că atunci îți dai seama și eu, om din jurul tău, ca lucrător, muncitorul. El se simte obosit la o perioadă, așa că dacă nu-l lăsăm numai mai el să-l facă... Nu, am griji de mine, am mai fost, am fost în concediu. în concediu, am fost, în, cum ți spune, în un weekend, de o săptămână. A, Așa, și ai o am mai făcut un tratament, iar tot așa, o zile, pe anul ăsta. V-ați tratat cu acolo, acolo, da, cu, da. cu domnul oficiu cu... Da, 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 Felix a fost. Da, și ați reușit să vă reveniți? Nu știu, deocamdată mă simt bine. eu nu, 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 spun la modul eram de a vă chiar odichni, că nu sunteți un la, pacient. M-am dus la ultima sută de metri, m-am dus așa, numai pentru ca să mă mențin să fiu, nu erau chiar. Nu Am înțeles. Important este că v-ați spus bine cu doamna. Cum considerați? Stați bine cu cea Sigur. de Sigur. Și mi-am pus bine cu doamna, bine, că de acolo, la vârsta asta, trebuie să stăm autotimpul tot timpul să ne înțelegem unul față de altul, nu, nu trebuie să găsim... Uh, cum se zice, niciodată motive că nu ne mai înțelege, că nu... nu. De acum ne-am suportat, mergem în aici și sper că acum zile mai frumoase. La sfârșit, uh, carierele noastre de să sunt mai frumoase astea decât alea la început. Dar acum suntem un pic mai liberi, mai... Uh, avem mai mult uh, timp așa să stăm de vorbă. Nu? Am înțeles. Vedeți o dezvoltarea a părții acestea, a fermierilor? sau mă rog, a celor care cresc vite pentru și care să aibă o, un contract precis, stabil cu, cu Da, și-a dat drumul un pic. Se dat dezvoltat un pic acest capitol? Și-a dat drumul, nu, nu, și oricum Ministerul Agriculturii care există, doamne, o dată, o dată o, facilitate care se vede pe piață. Într-adevăr se vede, se vede laptele, eu până acum n-am avut atâta lapte, am nățat. Anul ăsta crescut. Le o crescut. Le-a dat subvenții la animale, la lapte, la astea. Deci, cum se mișcă statul, se mișcă și om. Dezvoltă, da. Aici, dacă era mai din timp așa să mișcat, era, era acolo pe zona de la noi, cum să luăm, doamne, am cam aproape, se spune, dar 100 de kilometri pătrați, care nu e atacat de nimeni. Pentru crescători de animale, ca să nu fie. E ceva care... Deși încă mai e loc de Este, este de loc, dezvoltare. este loc. Lumea încă e debusolat. la 20 ceva de ani de libertate. E debusolat. nu știe că nu, el... Nu știe că animalul îi aduce un venit. Nu că sunt el de Pentru carne și pentru asta, asta. Cu ce se trăiesc el cu... Numai cu pune porumb sau eu știu ce face, că la țară sunt... Da, în... e principala preocupare. Agricultura. Agricultura, da, agricultura aia trebuie Cultura mare. da, cultura mare, da. Asta are niște tabieturi, de aceea poate au succes fermie, de ăștia, specialiștii care au făcut uh, asociații sau care într-un prelu, fel prelucrez Doamne, 50 de hectare, agricultura, de hectare nu, Ac nu, 내, nu, nu e, agricultura nu e o crismă. Azi am pus, azi am luat. Nu, aici E lungă și asta, trebuie să vii, să vezi și cum tratezi ce culturi succesive. nu toată lumea, trebuie să are, fi tot curaj. Toată lumea, n-ați văzut cu ce se întâmplă. Vine o furtună, s-o dus. De acolo la cinci, numai doi ani, gata, cedează, nu mai... Aia e treaba, să duci. Mai că la noi mai puțin, nu se plătesc din Să eu știu asta. Dar e pe partea de agricultură, mai puțin mă, mă, pricep, că se ocupă fiecare. Eu, în zona mea, care mă ocup eu, aia văd că și a dat drumul. Dar tot cu, cu chin, cu greu, cu asta, n-au ă, 3-4 vaci, 6 vaci, deci e puțin. Dar nu se fac modul, să-și facă să aibă 20-50 de... Atunci treaba și pentru el și pentru mine. Numai eu de la, am 700 de persoane de un lapte, la 700 de... Pai. Dar vă dați seama ce e acolo, câte e probe, câte trebuie să le faci. Toate astea, nu i zi, păi nu e sunt fermieri. Și am de domnul Bărănici care are fermă acolo, nu? Dacă ați fi avut... Unii, la Vlădeni. La Vlădeni. Dacă s avut 10 fermieri, să da, zicem, da, puternici, da, una da, face zece. bine, dar el e puternic, e de puternic, dar na, el da, are, nu știu cât lapte are, dar de la Dorn, de la... Am Eu nu, da, nu. Păi, nu, pe, eu sunt mic pentru ca să colaborez cu mine. Ei, nu, așa, nu e așa, așa. mica mic cu ani, urmă, da. Bine, da. E ca mai mare, ca să spunem, așa. Fiecare e. Poate de preț, el, nu știu. Are și lapte, eu. Dacă am diunisii de eu, deocamdată nu stau un. Trebuie să-i am... ajut pe. Dacă luam de la el, nu mai luam din partea ilante, ce, ci ce fac eu, să-ți ajut. Așa, da, eu stimulați -așa. Mici, mici crescători. Stimula, oricum. Și mie îmi convine un pic prețul, nu-i ca la... Că și laptele nu-i calitate ca al, alu ăla. El, la, el e o calitate mai controlată, aici e mai greu, mai am și eu bufuri, nu se poate. Dar sper tot, tipul am mers cu speranță. Eu zic că am făcut o investiție, vă și și fac în jurul meu investiții ca să fac o... Să aibă și profitul lor. Este un exemplu de cum se pot investi banii și în mediul rural. Se poate, da, da, se încă bine. Dar aia când se investește, Bine, în agricultură. În agricultură, da, acolo trebuie să ai cu bătaie lungă. Dacă ai făcut o... ai dat așa, ți-ai făcut un program să spui, domne, eu la... în trei ani vreau să ajung acolo. Cu bucățică. Atunci, dar nu, el vrea anul ăsta, acolo la... Am... Luna asta, doua luni, el vrea, nu, nu se poate asta. Hei, ne-am învățat cu afacerile acelea, cu alcool, da, pe, cu da, care, sau, ce era nu la se început, în 90. Aici, ates, să faci un program, și joci programul, cum, noi doar am intrat. Bine, că poate ăștia tine, nu știu ce înseamnă cincinalul ăla care noi îl facem în patru ani jumate, nu? Da, bine, bine. Erau și raporteri fictive. <laughs> Doamne, așa, dar să fii din ei, să rămas, să pe realitate și pe domnule, în cinci ani de zile vreau să fac asta. Și atunci el face, creionează tot și da, alte și după cinci ani, face un plan familiar și ăsta în cinci ani. Și am realizat eu în cinci ani sau cum. Bine, dacă vă uitați înapoi, în o să vedeți progresul. Dar ați avut plan de asta? Am avut. Stabilit, da. Am avut. E când am început afacerea, eu am mers, zic, până unii pot să ajung și pot face. Am și m-a urcat, m-a urcat, dar am urcat. am ajuns chiar în 2009, m-a urcat sunt prea sus. Eram un pic debusolat așa. Adică -am, de am oprit. mult nu? Sau cum? Nu, nu, nu. E, era început să... Era mai mult. Nu erau bani, erau astea, știi? Am Eram așa într-o situație. Am stat pe loc, am adunat rândul. Sunt și Ședințe consiliu și consiliu de familie, dar de uh... am mai vândut ce am mai avut ca să rezist că anul și mai greu a fost. Și atunci Mulțumesc da, a fost începutul crizei. Sigur că da, și atunci m-am dus. Dar tot așa am făcut cu o bătăie Am zis, domne, de ce pot face? Până unii, nu? Lăs în spate, fac asta, așa, puteam și eu, că afaceri... Eu nu-s de acolo. Dacă m am privat din 75, că... Tot da, faci și atunci când eram. Nu. Acar că era Eu vă știți, pe vremea când erați mâna dreaptă, mă rog, muncind cu. Da. Cu larg, corespunzător. Da. Pe lângă domnul Meghene. Eh, el încoați, nu A fost mai înainte de. Domnul. Eu am întâlnit la Trust acolo. Eram la grupul 2, apoi. Da? Grupul 2, care acum este Iasicon. Iasicon. S-a da. transformat Con. în Iasicon. Dar la e. Trust acolo am văzut și s-a ales clădirile acelea, nu mai știu dacă s-au privatizat, nu s-au privatizat, e un bar acolo, în clădirea unde era uh, ce o meu, ce o meu Cine, de Da, da, clădirile păi alea care au fost, plădirile da. de patrimoniu. Și mă rog, mai știi mai bine, știi ce au făcut ei, fiecare cu... Dar am pierdut totul, că acolo, chiar din ce -am, că am lucrat și eu atâția ani, 30 ceva de ani, 30 numai acolo, am încercat să eu ceva În, în să fă, mă rog, Dar să gândiți să folosiți un, un spațiu, da. Da, și nu mi s-a aprobat. Da, m am uitat, zic, ia, o de asta nu Nu vă gândul să rămâneți cumva în domeniul construcțiilor, pentru că stăpâneați Nu, no, nu. No. Uh, da, bine, poate era, da, nu, eu am fost în transportul, dacă era din mine. Ați putut să faceți un serviciu sau Problema auto, după un... aia, când am văzut în transporturi că nu este seriozitatea muncii, cum era până atunci. facem uh, i avem uh, firme, de taxi, că de asta îi spune tranzizial, am început cu autobuz, cu asta mai mult. Luam lua mașina, mi-a lăsat pe unii, stăte el, pe unii, pe A, bular, partenerul, bular. adică șoferul. Șofer, vine, dă de telefon, și știu te mașina dacă și ai. Și și a stricat, iau de acolo. Sigur că da, nu, le adunau, nu erau, nu eu, nu stricau. Și atunci zic, domne, ia să mă duc eu pe zona asta de comerț, comerț, și pe aia de la comerț am plecat la partea asta lantă, la achiziții de brânzeturi, și de acolo a rămas pe produs de lactate. Am dar încerc. oricum, n-am știut cât de greu e acolo și de-aia poate m-am și dus. Am crezut că eu joacă, dar este mult, mă cred, ce mai greu. Meseria aleasă de mini acolo. Dar de acolo nu mai am să dau înapoi. Ce mai greu. Multe, da, dar uh, ați făcut -o cu pasiune, ați făcut-o cu, cu că curaj, da. ați făcut investiția asta foarte o faci, mare. Nu faci, dacă ai faci Chiar dacă teoretic nu era domeniul dumneavoastră, dar ca business... Nu era domeniul, domeniu, business, din uh, mecanic, at... mă duc eu să fac brânză. Bun, dar ați luat oamenii potriviți care Nu, nu, am nori. avut oameni. acum Acu nu? de abia Am, am acut a... de o, patru ani, am băieți, am... Bun, odată cu investiții ați fost obligați. Sigur că da, până la investiții, am trebuit să, Am avut perde serioase, dar s a învățat așa, acolo. Nu ai, la țară nu găsești. Nu ai, că nu un specialist, nu ai dus la duci. Păi am dus acolo și... Dar ce aveți Am văzut că aveți inginer specializat. Cu da, cu sunt. Am pus, tehnolog. nu pot să zic. O, dar nu a fost. Nu aveau, sigur. nu aveau, nu-i plăcă. Mă duc eu la țară să mă înțească, E foarte greu. Și profesorii da. cum fac? Fac naveta, îi plătește primarul din și poate deplasarea, dacă e el vine nu, vine de la Iași sau locali, de local, nu, mai sunt și local. mai sunt nu. și locali. Acolo nu... Dacă nu vine de la Hârlău sau de unde nu, e mai nu, nu, nu. apropiat. Nu, dar sunt locali, probabil, sunt locali. La Vlăden cred că mai sunt așa, mai... dar la, la și nu, nu, am, nu am cunoștințe cum sunt ei acolo. Da. Nu vă gându gândul să vă implicați în politică? Nu va. Nu, nu, nimeni? nu, să spun, nu, hai... nu, sunt uh, un subținător al politicului, Anum. așa, cu toate sunt, îmi place, dar nu așa consilier, abandona. Consilier local, nu? Nu, nu. Nu, n-am avut mutați, n-am avut acolo, poate de acolo, Început să fiu și eu în, în regulă pe teritoriul cu vândă, că acolo era mai punct de lucru. Aveți punct de lucru, am înțeles. Da, acum mi-am făcut și un flotant ca să fiu da? acolo. Dar stați da, acolo, să de câte și vă uitați la programul Telemoldova da, da. și zici și noapte, pentru că Sigur. ziua, mucis, ziua nu am nu noaptea, noaptea nu, mai noaptea, nu. nu ziua nu, ai timp, nu pot să... Că, ne nu chiar stau numai în muncă, dar mai sunt mai multe, mai sunt. Nici. Și aveți un gând de vreo implicare în zona aceasta administrativă? Da, da am, 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 de gând să mă implic ca să vreau să, doamne, să miști ceva, că nu s-au mișcat. Care eu am avut niște gânduri și le dau informații că nu o să scump la chestia asta, dar nu, nu vreau, că dorim bine comunități, Simul. nu, eu nu pentru, dar nu vreau, nu o să implică. Că, până la politic. Politicul așa spune, doamne, nu-i voie, nu-i dar dacă vrei să faci, nu pui. Singura soluție, eu văd, prin toate afacerile care le faci, să-ți vezi de banul tău. Și restul, dacă nu e tu, nu are și să poți să Dar, te... eu așa, cum la mine, dacă eu acum plătesc la timp și am toate datoriile plătite, tot, tot, doamne, dacă rămâne și mie bani, înseamnă că bun. Dacă nu, atunci consider eu consider că nu-ți valor, nu -ți am mai ce. Trebuie să muncesc mai mult să rămâi și mie. Da, e așa bun, cum el. e cu primăria, el este primar, cum ajunge, cum el spune, nu, că e politic. Dar nu sunt sigur, dacă nu, pui, nu te legi din banul... Nu, nu... numai atât, dar să-i respecti banul public așa cum l-ai respecta cum... pe-al tău. Păi, că da, 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 eu așa văd. Lumea are tendința să bage mâna. Nu, nu lumea, se... nu lumea, lumea nu, lumea nu e unul ăla unii, care e acolo. Unii sigur. care au ajuns în vârf... Au uitat de măsura aceea, o, dacă cum zice, dar chiar măsura eu cred că n-ar trebui să existe deloc, chiar dacă te mânjești un pic. Da, nu, mai. nu suntem, noi nici, nici nu putem cu uh, Irlanda sau ce țară acolo, că au perfecțiunea, da, spunea că acolo Ei nu am zis deloc. de undeva, cu un, uh, S-a dus până acolo într-o vizită și când la petenciare un singur deținut era pe toată... Adică o... cine? Fost primar? <laughs> nu știu, atât. Îți dai să... Când a ajuns și noi acolo să fii pet petenciar... Să ai, ai era gol? Gol, domnule, Pă gol. Păi la noi e cam primii, <laughs> supradimensionat. La noi nu, se să-l construiască. Da, sigur că asta e. Da, dacă... Da. Ei, mai glumim așa, <laughs> dar cred că trebuie seriozitate în tot ceea ce se întâmplă. Și da. în domeniul privat, și în domeniul public. Sunt oameni făcuți să fie buni, chiar Dacă și nu, coli nu. adecvate. Se vor, vor apărea și la noi, da, alte să, țări, și în alte țări, să îl pregătești și pentru administrație pentru politică. Și în afară și în afacere, toată. Se par sunt, sunt, sunt și au rămas pe traseu, au rămas. Sunt două care se rezistă, duc în față. Serios, că acolo cunoaște unul de la altul. Că, domnule, cine și firmea? Păi, înții de. să îl vezi, dar, îl găsești, îl dai deoparte. Cum și în politică, în timp s a mai scurs, s-o mai dat deoparte, asta e. Nu știu, da. nu nu sunt politician, nu v-am zis, îmi soțesc uh, Dar sunteți un om politică. care știe să așa. faceți plus valoare, Sigur că să, da, mă prezint la vot. Să dați la salarii, la... Să, ah. să, să, fiți serios în ce faceți. Dar știți că și în politică e nevoie de oameni la un moment dat mm. care să nu depindă de banul public și de... No, eu am înțeles că în Acumulările e... Publice. care e serios, nu știu, nu mă percep, n-am nu, dar vorbesc așa din ce ce am auzit. Că care dacă ești serios, după aia nu, de mai fără funcție, de mâi... Nu în cap, da. <laughs> de fără alt. Bun, dar și adaptarea asta e periculoasă, tu că acum ea cu grupul. E cu grupul. Ea cu grupul. De obicei sunt câte doi, câte trei, câte e, doi, câte doi. Da, nu e cât de acolo, câte cola, ar doi, fi altă, ce e mai bun idei, sunt sigur, când ia, să iei și tot ce au acumulat. Nu numai. Adică tu. el stă 2-3 ani, dar are domne, dom averi. Când se... a intrat acolo, a intrat se... cu ce a Cu masa asta. Tot cu ești de acolo. Și lasă două... două, pahare. Bine, bine, ai salarul. Nu-i lasă, da. dar e, cât are justificare pe, domne, pe am sume eu, spun, legal, nu? Am acop, da, am, în februarie am plinit 20 de ani de afaceri. Firma mea are 20 de ani. Mulțumesc înainte. În 94 până... Dar nu, eu nu am reușit să-mi fac eu casă. Păi n-am dar nici n-am văzut avem. Da, eu am mers mai pe, pe investiții, pe, să văd ce fac, să văd unde ajung. Că atunci, dacă am bani, partea eu fac. Și ăla, da, dacă am unii sta, am avut, am apartament, am aia să... Deci stați la bloc asta, ce am vrut spus? să spun. Păi da, și doar acolo nu mă plou, nu, stau bine, am condiții, ce să mai trebuie? Case, casă, am. teren, niște flori, Dar trebuie udate dimineața acolo, la prânz. La țară acolo aveți, am. Am, cam. Eu am fost odată, ați mai crescut niște găini pe acolo, niște cam, am, 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 race. Verdeață. verdeață căre, am văzut, foarte frumos. Bun, am tot, am... Place, că de, de ce Am, e suficient, e mulțumit atât. Eu pe. partea aia l-am tot văd mai, mai bună. Dar că ai bani, mă, să văd tot și n-am văzut. E adevărat, deci, nu. e adevărat să vezi toată lumea să vezi acolo, să dezvolți, da, și acolo dezvolt și poate și pe schimburile acestea pe care le organizează camerele de comerț sau Sigur, întâlniri de, de, de afaceri da, da, la nivel da. internațional Da. casa ce e? trebuie să i dai trebuie să, ai multe de răspuns ai alte cheltuieli. Alte cheltuieli nu s-a duce veni, decât cheltuieli. Vorbesc cu domnul un oficiu, colegul nostru de aici de la televiziunea prima N-Tele Moldova. Da. Și dacă tăiați o găină sau o rață sau un curcan ceva, nu știu dacă aveți curcan, dar rață și găini, știu că aveți, venim până acolo să sondăm să, să, să terenul. Da, pe cu e bine de venit că se o făc șoseaua. Da, numai... A, da, 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 că tot ați da. înlazat, a, a tăiat panglica, da. domnul președinte. Păi vedeți păședinte. cum nu da, domnul o ținut de cuvânt și o terminat șosea. E aproape gata, dar e super bun, foarte bun. Știu, era blocat uh, lucrarea respectivă cu o firmă care, ca și în zona asta spre vas lui, nu s-a ținut de, de, contract și știu că nu. a repus da, cu în, trei în după cât am, le văd că lucrează. Am înțeles, a și licitația și... Da, da, este, este o firmă sau... serioasă, cel puțin asta de la Târgu Frumos. Am înțeles, muncește corect. Da, nu, ei, da. Calitate, are utilaj, are tot. Am înțeles. ei trebuie să facă asta, pentru că al firme, în felul ăsta mai prin și alte lucrări, au portofoliu, altfel nu există. Bon. Ei, facem două ore de la Șipote la Iași. Și acum cât faci? asta? Acum aproape o oră. 50 de minute. aici păi se vorbesc cu domnul da. OG, cum spun, da, prietenii ui. de la țară, la viața satului? Da domnule. Da. Păi e da, puteți să-i spunem, băte, tot cu ocazia asta, dacă așa... Păi dați de băut sâmbătă, că e ziua dumneavoastră. Vreau să dau semnță de băut, că... Împliniți vreo 28 de ani. 65 de, de primăveri, cum? 68 de ani. Dar nu spuneți 68, vârsta, că nu-i de spus. Dar are mic, lasă, că să da, a avut de Dar înseamnă că fete. sunteți tâmer pensionar de... Da, de, 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 nu, de, eu am zis de la 80 de ani, sunt pensionar. Și dacă vă scot la pensie, băieți, ia mai trebuie să stai acasă. Da, nu, da. pensionar, normal, e pensionar, am ieșit la... Că... Da, da, am înțeles. da nu dar calitate de acționar? Dacă da, cu ce să trăiesc, dacă eu... Păi vedeți cum e legea la noi, poate n a știut-o. Păi nu știu, că un, încă n-am ajuns. Nu, nu, unic acționar. Eu n-am salar, Eu trăiesc din dividente. Dividendele e o dată pe an. Păi dividendele, astea când se calculează? O dată da, pe și an. Da. Și eu mănânc o dată pe an, îmbrac o dată pe an, am toate... Păi tipuri. luați avans. Nu-ți dă voi. Înțeles. nu nimic. Singura soluție, să faci mecheria, nu Aia, deci aici se ne pune pe noi. Noi ăștia care... N am am, n -am înțeles, s -a la. Și, rămas, s -a angajat păi și atunci ați rămas angajatul... și atunci m-am zis, și la pensii, -am, cam și mă întrețin în lunar. Și aveți da? încă contract. Până la un alt trebuie să justific și eu. Cum cheltui bani? De unii eu? Dacă eu nu am salar? Că -s... Uite, n-aș eu că vorbesc cu un pensionar aici. Eu știam da, dar o legi, nu, dar o lege de asta, eu n-am nu, Bun, dar pensionare au voie să mai lucreze în număr de ore. Bine, pensionare, bine, eu pot să lucrez da. până, dar nu, nu lucrez la, nu spui să pot nu, nu dar să faci angajare pe patru ori, nu știu. Da, nu, 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 la asta nu, că nu lucrez la stat. Aici, la particular, pot să lucrez până ai căzut acolo. Până, până, Scapă statul și de pensia care Sigur, asta face economie. Să da, că au murit din, din multă muncă. Ați văzut că au fost oameni epuizați și prin străinătate. Da, da, Era da, un da. medic, din câte A, știu, eu. că de, chiar de reanimare. De... Da, da. E... și moarte, moartea. Moartea vine când se termină zilele, nu mai e. Pe acolo mai suntem veșnici, pe Nu te stracători. mai suportă nimeni atunci. Eu așa văd, că ai terminat-o, ai dat-o. Dat Ați da, ajuns la, la sărbătoare și dați de băut ca să știe prietenii dacă da, vă da. Da, dacă e pe așa, invit pe toți prietenii care am eu. Dacă, să dacă se mai anunțe la... unul acum, <laughs> se invite, să vă dați de băut la domnul uh, director Hangan. Da, da. La Garofița. La, Garofița. La, la, la uh, pensiunea Garofița. Pensiunea Garofița, da. e am... au voie și nepoții sau numai bunicii? Au bunici? Voi? Nu voie. Nepoți, nu, nepoții poți din în alt, bine, e parte, cu... familia se dă, la altă parte, că se Știu că e o, o metodă da. asta. Da, da. Noi dăm la pretin. Dar știți da. ce m-a impresionat pe mine? Și uite, acum nu -ți scot vorba din casă, dar faptul că grupul acesta de prieteni pe care l aveți dumneavoastră și sunt onorat da. să fiu și eu unul dintre ei, uh, sunt acolo și când e un parasta și când e o pomenire, și când da. vine un bunic, e. când un, un cetățean devine bunic și când devine tată. Da. Bine, că e drept Oameni. că suntem cam vechi toți, da. dar nu mai contează. Da, e bine că rămâne uniți da, și, nu la mai avem și la bine și la greu. Da. Ei, peste 10 da. ani, când o să ieși eu la pensie, o să am timp mai mult până atunci. Da? Dar e la băut, să știți că o cafea ani. acolo ceai, da, dumneavoastră, când și cum. Da. Trebuie să dați și o bucată de salam, pardon, zic eu, glumă, de, cașcaval. de cașcaval. E foarte bun Doamne, no, cașcavalul da, da. dumneavoastră. E foarte bun, dar să mai apără niște spoturi de astea de amele de uite de acum am vorbit cu Ciprian să da. să facem dă, nou, promovarea sport. publicitară. Da. Ciprian caută spoturi domnule director. caută și, și se produce la la, transigen, transigen. la... O companie da. serioasă. Da. Domnul bunic, uh, uh, Gheorghe Munteanu, vă mulțumesc. Eu știu că am uh, luat și interviu când ați devenit bunic, da. uh, undeva la familia acolo pe o terasă, da. și ați dat și cafea potrivită. Vă mulțumesc că ați acceptat o discuție atât de liberă, da. și care eu zic că, dincolo de ce patron sunteți, că am constatat că sunteți și muncitor și pensionar, dincolo de acționar la o companie importantă, cu o investiție serioasă. Și îndrăzesc să spun ca prieten că sunt onorat că, că ați venit la emisiune și că mă pot număra printre prietene dumneavoastră. Da, bun. Și vă doresc succes și Mulțumesc. să trăiești bunicule da, și, și, viitor, și bunic, familia azi. dumneavoastră. Na, a ajuns eu, cum? De copilul ce? nostru are doar 17 ani, cum e moda acum da. să soare la 40, cred că eu am văzut La 40, bani. dar până la 40 se fac nepoți. Că altă. Am să vi-l prezint pe Alexa nostru, să-i dați voi indicație prețioasă. Știu, da, nu, el fac cunoștință cu nepotul meu. Că e foarte, Ah, da, că al nostru are 17 ani, dumneavoastră aveți nepoi de 16. Și el e agresiv asupra... Da? Deci deja are succes da, în, da, da, zona aceasta. E activ, da, foarte. e corect. A luat așa mai de la... Mai de că, nu, nu știu la cine am învățat, dar nu mai e cazul să întrebăm detalii. nu, că nici eu nu... Oricum tot mai e Nimeni nu s-a născut m-a căsătorit. Păi da, da. E, pe așa, vremea era noastră atunci. mergeam la e bal, a spus la bal, pe vremea aceea. Da, da, bal era. Uh, nu ne grăbim că plătim celebatarul. A, a, da, așa, era, era o taxă. Am taxă celebatarul. Dar eu bataru. eram pe atunci. 25 de, de lei. De la, era 30 lei. De la 30 de ani, la cât era celebatarul? De la 25. Deci dacă să te până la 25, da, plăteai o taxă. Celebatar, da de, de 25 de lei pe lună. Da, da, pentru, pentru... care se întreții familia lui ăla, care, Am înțeles, ă, în care se mărea populația. A... da, sigur. Uite, nu e interesant. Pune. Dar dacă ar face cineva acum, cred că mulți s-ar mai repede. <laughs> da, da, nu 20 <laughs> de <laughs> pur păi bine, de 25 lei, de lei. Să le pun așa vreo Ei bine, atunci era de de Era 1700 salarul, 1800. Păi și acum, dacă 2500. 17 mil, tot 1.700 milioane. A, nu, 1700 să fie da. acum. Și 1.200, 1.500. Da, pe la pe, 1.000 pe acum. Să luăm așa, cât era un chil de carne atunci? Da. 15 lei. Da, dar acum câte? Tot 15. Bun, dar nu-i salarul la păi aia, s-a dus acolo. Și gândiți-vă că 1700 era salarul minim. Și lei dacă... era 3 lei și e 2 lei 50. Și 2 lei. Dar uite, că se cam aseamănă nu? Sigur. prin așezarea. Dacă da. era cu milioanele, era Eu mai Eu am fost dat în vacanță în, la mare și mai mai acolo și mă uitam. Zic, dom'le, cât? E dar ieftin este. Dar dacă avem salarul ăla, nici capă nu era exact și siguranță, acum nu suntem noi nostalgici, dar trăiam 3 și atunci. 3.000 da. de lei dacă aveam, cum aveam aici. aveați, că munceați seara. Pai aveam 3.000, 3.500, asta era salariul. Era un salar de da. da. inginer plus 3... ceva. Că inginerul avea 2.200, no, eu, eu, atât aveam. Și eram inginer, nu, rog, stagiar. Și inginerul avea și el mult, avea 2050, mult. Avea și puțin. 2.100, așa erau da, etapele. era angajat, da, după aia avea ore suplimentare, avea acolo da, depășire dacă, de plan. Dacă, dacă erai pe șantier, dar eu eram tânăr sunt bărtieri, o dată avem salar, nu sunt n nu avem. Am muncit mult. Ce, domnul, știu că, că, domnul... domnul vice urmează da. după noi. Da. Um, va urma domnul viceprimar Chirica. Noi suntem onorați că v-am ținut de vorbă. Am stat de vorbă cu bunicul Gheorghe Munteanu, cu omul de afaceri Gheorghe Munteanu, da. cu pensionarul de 65 de ani de sâmbătă încolo <laughs> și prietenul nostru, spun asta pentru fiii satului. Da. Um, îndrăznesc Dacă că de la începutie până Dacă la Dacă ne aud de fiii satului. Păi ne aud, ne aud, că putem să le... Dacă nu, dăm le luare acolo. și le spunem urmăriți emisiunea că am vorbit de bine da, despre voi da. și să nu lipsiți vreo unul la uh, Garofița, să nu se să la, la ora Să, 14. să nu se dea la acum, să stai în fața, Să nu bea nimic toată săptămâna, da. că urmează. S da. Să fac așa un mic... Uh pauză din toate. Și da, păi ar... dacă poți te... da, da, nu e bine că dacă mănânci mult atunci și bei, poți să ai probleme de, cu digestia. De e bine, nu, dar să termină mai repede. Am înțeles. Dați-mi voie da, să da, vă salut încă da, o dată. Da. Mulțumim domnului Gheorghe Munteanu. mi dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul Bălai. -e dor să mă merg la un ceai,